Bine v-am găsit la itassistant.org. Astăzi facem primul nostru tutorial, un tutorial în premieră pentru România din Mac OS X. În cazul în care nu ați sesizat. Acest sistem de operare care vine preinstalat doar pe computerele de la Apple. Ceea ce am reușit noi este o performanță. Astăzi vom face doar o prezentare a sistemului. A sistemului de operare. E un sistem de operare interesant după părerea mea și cred că toată lumea zice așa. Deschidem un browser Firefox și o să vedeți și de ce deschid Firefox-ul. Nu întâmplător deschid Firefox-ul. El trebuiește ce a fost instalat. Cum dăm aici X și pornim Firefox-ul. Merge foarte greu sistemul. Este foarte greu îngreunat fiindcă Mac-ul este optimizat pentru lucrul cu aplicațiile. Sistemul nostru merge mai greu. Am să pun un pic pauză tutorial. A pornit, nu știu dacă merge netul. Da, teoretic ar trebui să meargă. Stai să încerc să intru pe google.ro. Teoretic ar trebui să meargă și chiar merge netul. Merge și YouTube-ul, e verificată treaba. Vedeți că aici sus ne apar toate chestiile din Firefox. Haideți să vă explic un pic cum e treaba aceasta. Seamănă un pic cu interfața Unity. Stați să măresc aici. Cu interfața Unity din... ziceți să-i zic. Din... că uit mereu. Din Ubuntu. Arată foarte bine Firefox-ul. E puțin stilizat, dar arată extraordinar. Haideți să închid un pic Firefox sau să-l minimizez cel mai corect ar fi. Vedeți că se minimizează mai greu. Trebuie să recunoaștem că nu avem un Mac de pe care să facem aceste tutoriale și le facem dintr-o mașină virtuală, dar important e că le facem și că nu rămân neacoperite. Haideți să vă arăt cât de multă memorie mănâncă acest Mac. 90% din memoria fizică este foarte mult, 1,8 giga de memorie. Iar cea mai multă memorie este consumată, haideți să vă arăt, de către VMware. Unde este VMware? VMware. Din care noi facem acest tutorial. VMware. Aici. Toată memoria este aici. Aici este consumată toată memorica noastră. Este foarte multă. Procesorul este foarte încărcat. Dați-vă seama. Deci, am dat Firefox-ul jos, l-am dat jos în bară. Dacă îl restaurăm, da, dacă restaurăm Firefox-ul, ne dăm seama că el de fapt rămâne sus acolo. Seamănă cu interfața Unity din Ubuntu și e un lucru interesant. Eu când am văzut macOS, mi s-a părut wow, ce e asta? E superb. Haideți să închid Firefox-ul și să vă mai arăt, dacă dați click aici, va reveni la Finder, da? Acesta este Finder-ul. Haideți să vă mai arăt câteva chestii. Haideți să vă arăt ce este meniul acesta cu logo Apple, după care să terminăm cu acest tutorial, pentru că nu vreau să vă mai nebunesc cu macOS. O să mai facem niște tutoriale, dar nu acum neapărat. Avem aici About This Mac. Despre acest Mac, e un fel de sistem proprietar, este ceva ca în Windows, dar e mult, e rudimentar. E un Intel Core 2 Duo, da? Dacă dați aici click pe More Info, o să apară mai multe informații. Și o să vă zic că cât cache are, ce serial number, bine, e serialul number al
Sunt două core-uri, memorie 1 giga. E virtualizarea, nu e 30 de giga procesorul sau 3.0 giga cât zice el. E mai puțin, dar nu contează, am închis. Mai avem aici software update, putem să facem update-uri la softurile noastre, dar na, acum nu cred că o să facă el foarte mult update. macOS X software, deci se pot descărca anumite softuri, atenție mare că tot ce se descarcă costă, deci Mac nu găsiți softuri gratis, mai puțin. Aici aveți preferințele dock-ului, itemele decente, force quit, adică închidere forțată, sleep, restart, shutdown și log off. Atât azi, data viitoare ne băgăm mai adânc în macOS, în setări, în tot ceea ce înseamnă acest sistem de operare, dar după ce mai sper eu să mai fac o achiziție de încă 2 GB de RAM ca să pot să susțin această mașină viitoare, sau dacă mă ajută colegii mei de la IT System cu 2 GB de RAM, ar fi extraordinar, pentru că chiar merită acest sistem de operare. Eu n-am un calculator care să-l ducă, dar sper să fac câteva update-uri legate de hardware în așa mod încât să pot să mai pun 1 giga măcar sau 2 giga de RAM ca să pot să fac aceste tutoriale așa cum ele merită și trebuie să fie făcute. La revedere!